ceva, băieții, și bine ați venit la cel mai special clip pe care l-am făcut eu anul acesta cu FIFA pe canal. De ce este cel mai special? Pentru că am reușit echipa Road to Glory să o fac într-un mod absolut, absolut fabulos. Nu uitați, apeși și tu butonul de like dacă ai urmărit seria Road to Glory, dacă ai fost martor la acele epice 30-0 și dacă abia aștept să vezi cum arată echipa acum. Dacă vrei să cumperi FIFA 22 la un super preț, îți recomand site-ul ozone.ro. Ai acolo o super reducere de 5% dacă folosești codul OVI22 la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual sau lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, link în descriere, ai și acolo reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Dacă la începutul jocului să ai o echipă cu 198 overall rating era un vis pentru cine nu investește bani în FIFA Points sau nu face foarte mult trading. Ei bine, acum la sfârșit de joc, datorită SBC-ului 85 plus cu 10 jucători, am reușit superbitatea asta de echipă cu 198 overall rating. Absolut incredibil. Lasă și tu un comentariu mai jos și spune-mi cum arată echipa ta de Road to Glory sau echipa ta de Ultimate Team. Sunt tare curios ce overall rating ai în Ultimate Team. Mersi aici și lui Bogdan Grecu, șeful PSBC-ului, care m-a ajutat. Este fabulos faptul că totuși, ok, e sfârșit de joc, înțeleg, dar să ai 198 pe RTG cu asemenea jucători, fii atent, avem 1, 2, 3, 4 jucători de 99. Hai să luăm totuși din foarte, l-avem pe Oblak de 96, cuplu de fundaș central, Eder Militao de 96, super șmecher, 92 pace, 97 defending, 96 physical, e mamă, tătic, e maxat pe pace și pe defending. Aici l-am ales pe Sergio Ramos, team of the year, 94-92, nu-i maxat pe pace, nu-i cel mai rapid, în schimb zeu pe defending și pe physical. Pe dreapta, pare de stati, 5-5. Magnific, medium. La fel, i-am pus un shadow maxat pe pace și pe defending, pe physical arată genial, pe dribbling foarte bine. Un jucător care poate să joace peste tot în teren. Chilwell pe partea stângă, tot cu shadow, tot maxat pe pace, maxat pe defending și arată foarte bine și pe physical, deși este doar un 7 dacă nu mă înșel. Am vrut să-l iau pe Ronaldo în full cam, deși uite, pot să mă duc și așa, aș fi putut să joc Jordi pe partea asta, să păstrez overall ratingul și să nu-l am pe Cristiano în full. Uite, schimbam puțin, da, Jordi ar fi stat în 8, hai, ce, așa și Cristiano Ronaldo în full. Fii atent! Hai să trecem acum la mijloc, de la dreapta la stânga. Leo Messi de 99, 5 stele la Skillmoves, 4 stele la Wakefield. Cardul său de la PSG. Pace e maxat, e 99, pentru că basic-ul îi dă tot ce-i trebuie acolo pe shooting. Are 99 la finishing, 99 la shot power, 99 la long shots, 99 la volleys. Stamina 99, strength 99. Dribbling are la tot 99 în afară de reactions, unde are doar 98, cum sună asta, doar 98. Passing 99 la overall, e incredibil. Finesse shot, outside foot shot, one club player, team player one, e genial. Îl avem pe Acuña, Path to Glory de 98, 5-5, magnific, nu? Foarte bun box to box. Pe defending 99 cu, dacă îi pui un shadow, dar eu am lăsat cu basic. Jucătorii ăștia de 98-99 merg lăsați cu basic pentru că se completează perfect exact unde au ei nevoie. De exemplu, sprint speed de 99, aici slide tackle, defending awareness 99, strength de 99. Nazario, tati, urmează 5-5 de la SBC First Owner. 5 de la Skill Moves, cum ziceam, 5 de la Weak Foot. Acceleration, sprint speed e 98, e destul. Pe finishing are 99, shot power 99. Pe dribbling overall 97. Acolo la strength primește un plus 5 cu acest basic player 3. Finesse shot, flare, card fabulos. Hai, trebuie să trecem acum la al doilea jucător din echipă cu 99, cardul de la Manchester United al lui Cristiano Ronaldo. Probabil, nu posibil, probabil cel mai bun atacant din istoria Ultimate Team. 5 stele la Skill Moves, 5 stele la Weak Foot.
Acceleration și Sprint Speed 96-99 l-am lăsat pe Basic, are 99 la Finishing Shot Power și Long Shots. La Dribbling acolo, Agility 99, Reactions 99, 99 Ball Control, 99 Dribbling, 99 Composure. Pe Physicality stă superb, are Flare, Power Free Kick, Outside Foot Shot, magnific, abia aștept să joc cu golanii ăștia. Acum, îl avem și pe 99 Bobby Firmino. Bobby. 5-4, o să jucăm cu acest card, o să-l jucăm pe poziția de mijlocaș central. Aveam nevoie de acest 99 pentru ratingul de 198 la echipă. E un card interesant, un card bun. Un card care totuși nu se ridică nivelul Messi, Pele, Ronaldo, CR7 și Nazario. Nu se ridică in-game la nivelul lor. Nu se simte la fel de bine. 99 Pele acum! Ultimul jucător de 99 din echipă, 5 la skill moves, 4 la weak foot, untradeable, l-am făcut SBC-ul lui, acceleration, sprint speed 97-99, se duce maxat pe shooting, pe dribbling, e tătic, acolo la strength, cred că ar fi și aggression, ar fi putut să folosesc un chemistry style, dar e 99, tati, trebuie să meargă blan. Solid player, finesse shot, flare, team player, arată genial. Pe banca de rezerve, de la stânga la dreapta, îl avem pe Foden de 98, 98 Verratti, 98 Lukaku, 98 Kevin De Bruyne, 98 Lewandowski, 97 Vinicius și 98 Eden Hazard, 4-4. Doar, da, 4-4. Joshua Kimmich, Marcos Llorente, Jordi Alba, Sancho și Sterling, 5-5. Asta e echipa, băieți, de 198. Și după cum vedeți, ăsta e Road to Glory, loviți. Ăsta suntem noi, ăsta e contul pe care am muncit anul acesta să ajungem de două ori la acel superb record de 30-0. Și bineînțeles, hai tati, hai să dăm și un meci cu echipa asta. Ar fi și păcat să nu folosim măcar o dată. Și avem aici un 194, Sergio Ramos de 98. Da, top. Un 98 Messi, Di Maria. Toate echipele la momentul actual sunt super șmechere. Ok, bună fază. Bună pasă. Nu se poate, Vere, nu se poate așa ceva, înțelegi? Ce gol frumos, Cristiano! Frumos, frumos golul ăsta. De Bruyne, ce ratare! Messi! Nu! Bă, da, tati! Egalare! 4-4! Fabulos! Comeback! Bine, băieții! Superb comeback! De la 4-1 facem 4-4! Uhuhu! 196, superb, 99, Neymar, 98, Verratti, Pogba, Vieira! Sergio Ramos, serie de militar, aproape aceeași apărare ca noi și 99, Ronaldo! Hai, tata, hai! Cristiano? Cristiano! Ce rat, aici cu portarul. Nazario! Păi care e la portă, mă? Și Michael oare?
Și Michael să fie coșmarul nostru din meciul ăsta? Ronaldo, tati, ia! Băi, care e ăsta, Zambrota? O greșeală! Ai o viță! Ai o viță cu greșise! Nu mai ratează pasta Ronaldo, nu mai ratează în pasta Ronaldo, 1-0! Superb golul acolo, Cristiano! A ieșit la 1-0 pentru noi. Se pune victorie, o luăm ca atare. Băieți, cam atât pentru astăzi. Vă las pe ecran încă o dată această super echipă de Road to Glory, 198 overall rating. Dacă vrei și tu să ajungi cu ratingul așa sus, să termini FIFA 21, Ultimate Team, cu o echipă genială, îți recomand să spamezi SBC-ul de 85 plus X10 jucători. Super tare SBC, le faci foarte, foarte, foarte ușor. Restul de SBC-uri, 99 Ronaldo, 97, 97 Ronaldo, 99 Pele, etc. Vă pup o viță și ne vedem în clipurile următoare. Pa, pa!